Salutare tuturor, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod alături de ce are bă Ana de face așa. Ok, da, Ana mai face așa din când în când ciudat. Suntem aici alături de prietena mea, Ana Banana, și de Mariusica, care a venit cu ceapă. Deci e clasic Mariusica cu ceapa lui. Și astăzi o să trebuiască, fraților, să supraviețuim cu jumătate de inimă. O să avem mai multe nivele unde o să trească să supraviețuim și să nu murim, pentru că dacă murim, o să apărem într-o parte de câte ori am murit și cine moare de cele mai multe ori o să fie, o să aibă titlu, voiam să spun că o să fie titularizat, nu știu dacă există un cuvânt așa, cred că există, și o să aibă titlul cel mai noob din grupul nostru de prieteni, de 3 prieteni, așa că astăzi o să vedem care este mai noob dintre noi și avem mai multe nivele, vreau să o văd pe Ana că alege un nivel pentru că ea este fată și așa este frumos, inimioară, ia să vedem unde mergem, ia aici la caverne, hai să vedem, primul nivel începe, chiar acum avem aici mai multe chestii, deci avem aici easy, medium presupun și hard și ia să vedem, back to complex, begin și informații, nu ne interesează de informații, begin, am început, s-a deschis primul nivel și asta, da, asta a fost destul de rapid, da, după cum vedeți se moare foarte ușor, vezi că a fost Ana, gen, nu eu, se moare foarte, foarte ușor și nu înțeleg, ok, deci trebuie să găsim o, ok, da, poți să furi instant Marius. Mamă, mamă, că dacă îți dau una, dar eu sunt de treabă, nu sunt ca Ana să te omor. Deci, practic, trebuie să găsim un buton care să ne completeze nivelul, din câte am înțeles eu, dar să nu murim, pentru că avem jumătate de inimă și putem să... putem să facem fix ce am făcut eu acum, gen, și să murim aiurea, deci trebuie să avem mare, mare grijă la chestia asta. Ana deja are două deturi, cred că mă duc și eu și mai dau un bobârnac. A, ați făcut deja asta, ok, deci înseamnă că nu este atât de greu, bine, asta e pe easy. Și acum ar trebui să se deschidă următorul de la, nu? Măcar e, mă, pe aici, că aud ceva. Aud ceva, bă, Ana, ești pe aici. A, ok, aici terminăm nivelul. Mamă, 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 ai... Bă, uite-o cum stătea. Bă, eram sigur că am auzit niște pași ceva. Oh my god, ok, back to start. Bun. A, ok, pot să... putem să stăm aici să ne omorâm toți unul pe altul. Bă, gata, bă, nu vă mai ba... Mamă, mamă, că vă dau la toți. Bă, stați așa un pic, pauză, pauză, pauză. Deci, hai să facem o chestie, stați așa. Pauză puțin, hai să facem o înțelegere, stai, stop, 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 stop. Să nu ne mai omorăm aici la început. Ne omorăm și noi prin nivel, dacă ne găsim, dacă vreți. Așa. Dar nu vă mai omorâți aici la început, pentru că doar o să murim aiurea de multe ori și Ana a murit de 5 ori până acum. Nu știu ce se întâmplă, dar a murit de vreo 5 ori. Nu pe mine. Deci gata, nu facem nicio chestie să ne mai omorâm momentan. Adică bine, dacă vreți să vă omorâți acum, gen, puteți să vă omorâți. Adică eu nu am nicio problemă cu asta. Eu doar vreau să-mi fac nivelul meu. Bă, ce-ai făcut, mă? I-ai dat iar Anei, are 6 deturi, Ana. Uite, am zis că nu dau pe el și dă pe mine. Bă, am zis că nu dăm la spawn. Putem să ne omorâm pe la nivel dacă vreți neapărat. Uite, Ana, dacă vrei, te răzbun eu și dau aici bucata la Mariusica. Oh my god, i-am dat două bucăți, bă, până a murit. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Bă, Ana, te-am răzbunat eu pe Mariusica. Și unde e, bă, nivelul? Ce trebuie? Mamă, mamă, ce nivel, ești nebun. Bă, dar Mariusica, ce-a făcut, mă, Mariusica? Are 7 inimi. Cum are, mă, 7 inimi, Mariusica? What? Bă, câteodată, gen, am ajuns la final eu. Câteodată se întâmplă să-i dai două hituri, gen, până să moară. Adică mie mi-a dat Mariusica un hit și nu m-a omorât din prima. Eu am terminat nivelul ăla, mai avem ăsta de hard. Și nu astea o să fie toate nivelele, fraților, pentru că o să fie mai multe chestii și nu doar cu parcurs sau cu de-astea, gen, să nu ne luăm falling damage. O să fie mai multe chestii, adică efectiv am văzut niște chestii cu lavă, erau niște poze la hartă când am descărcat-o și am văzut că, mamă, mamă, să nu cad pe aici, am văzut că erau niște chestii cu niște pereți de lavă, să nu ne atingem de lavă sau ceva, adică chiar e șmecher, sunt mai multe nivele, nu este doar ăsta, mamă, ok, stai, Mariusica, echipă, gata, nu ne omorăm, fiate, Mariusica, crezi că pot să ajung, ia stai. Ah, bă, cum echipă? Adică echipă, gen, să nu ne omorăm. Nu că te batem pe tine. Adică nu ne omorăm noi între noi. Bă, Mariusica, e destul de lejer, mă, să cazi în lavă aici. În lavă, doamne, în apă. Ok. Bun, mamă, mamă, ce era să mă duc. Ok, trebuie să avem mare, mare grijă pe aici, Mariusica. Dacă faci vreo glumă, după ce am ajuns așa departe, nu te mai uita la mine, că mi-e frică. Ok. Bă, oh my god.
încerc să fac o chestie. Nu, nu cred că mi-a luat falling. Pare zic că termină pentru mine nivelul ăla, te rog eu mult. Hai, fă-l tu măcar ca să treci la următorul. Și cam așa se prezintă harta. Deci, practic, nu trebuie să ne luăm de meci pentru că altfel... Gata, ai terminat bun. Bravo, Mariusica. Și acum, dacă ne întoarcem, ar trebui să facă... Uite, gata, s-a făcut nivelul completat. Complet, completat. Ana, unde e? Bă, Ana, tu ce ai făcut? Ai rămas pe la un nivel? Stai, gata, stăm. Stai să termin. Gata, bă, stăm. Hai să alegem următoare hartă până atunci. Bă, nu mă omor, că aici n-am jumătate de inimă. Uite, bă, uite ăsta. Walls of Lava, că l-am văzut acolo pe chestia aia, că am zis eu cu lava. Ia să vedem. Begin, ia să vedem cum e ăsta. Da, mă, da, asta e șmecher. Ok, gata. Nu ne mai omorăm la spawn. Bă. Cum adică? Ce facem? Ce facem aici, Ana, că te-am văzut că l-ai omor. Nu era spawn? Păi nu se... Bă, și dacă l-ai omor fix aici, tot aia e. Bă, Doamne ferești, ia uite, bă. Ok, deci asta a fost... asta a fost cel mai ușor nivel gen din lume. Ok, teleportul start. Bun, bă, nu vă mai omorez, mă, la spawn. Hai să ne calmăm puțin. Ok, pe unde... Mamă, pe unde vin, mă, frate? Ok, bun, hai să vedem. Bă, vezi că cream că... Nu merge pe aici, dar aparem, bă, deci un labirint din lavă, efectiv, gata, Mariusica, că am 10, mă, are 10 deturi, Ana, bă, Mariusica, las-o încolo, că tu-ți bagi joc de Ana, efectiv, ok, hai să venim, uite așa, bă, un finish de trial, gata, mă, prieten, v-am făcut și nivelul ăsta, mă, s-a dus Mariusica direct în lavă, și acum avem ultimul nivel, bă, dar nu vă, gata, stop, nu vă mai omorâți atâta, și hai să facem, că oricum sunt greuțe, și gen, o să muriți oricum de la nivel, hai să nu ne mai omorâm, gen, între noi, dacă se poate. Lasă-mă și pe mine că mereu rămân în spate. Gata, mană, eu te las, ce ți-am făcut? Eu nici măcar nu am dat în tine, eu am 3 deturi. Voi vă bateți între voi, nu știu ce faceți. Dar eu sunt destul de bine, nu o să mint. Mamă, bă, m-a lovit cineva. M-a lovit cineva 100% la faza aia. M-a lovit, care m-a lovit? Care, Mariusica? Bun. Ok, unde e, mă, Mariusica? Ok, gata, Ana, du-te tu prima, te las pe tine. Du-te. Du-te, bă, Ana, du-te. Du-te, mergi. Mergi. Așa. Ok, stai așa un pic. Ok, că mă ocup eu de Mariusica, m-a omorât. Bă, știa că l-aștept acolo, știa efectiv. Ne-a omorât unul pe altul, ce-am făcut? Gata. Nu da la spawn. Gata, echipa Mariusica, echipa, nu mai da pe mine. Nu ne mai omorâm, gata, hai să facem ăsta, Doamne. Noi ne omorâm, așa, n-avem nicio treabă. Ok, Ana, măcar ajungi tu la final acolo cu nivelul sau... Mă, dacă merg eu așa cu... Cu ăsta în pământ, dar, mamă, nu e bine, trebuie să mergi cu shift-ul acolo. Bă, e greuț asta, chiar e greu ăsta la final, ăsta e ăla cu lava, nu? Nu mai da, bă, mine nici la ăla, că, pomne, mă enervezi, mă, Mariusica, și când ți-o-i dau una acum. Ok, stai așa, mergem frumos, Mariusica, calmează-te, frumos, trebuie să ne jucăm frumos, fără pumni, fără de-astea. Hai, bă, Ana, tu cât mai, tu nu mai faci nivelul ăsta, că tu erai prima de jumătate de oră, nu te deranja nimeni. Noi am mai stat aici, am mai, Doamne. Tu ai mai murit, Ana? 12 de... Mama, murim, Mariusica, acum... Bă, eu n-am făcut nimic, nu te-am împins. Nu e adevărat așa ceva, nu recunosc nimic. Bă, cât mai e, bă? Bad, oh my god, ce e, mă, aici? Ok, trebuie să... Ok. Hai să vedem. Ana, nu! De ce? Aha, ți-ai meritat-o aici. Uită-te și tu ce a făcut. Wow, ce făcea, n-am așteptat acolo. Bun, gata, am terminat nivelul. Finish the trial, Doamne ajută. Gata, putem merge înapoi la spawn. Am făcut și nivelul ăsta. Nu vă mai bateți non-stop între voi. Hai să vedem ce mai facem. Hai, bă, hai să alegem încă un nivel. Deci am făcut 2 nivele. Vreți să mai facem un ăsta tot așa cu cactus? Tot așa, pare cactus maze, totul labirint. Bă, nu vă mai bateți între... Oh my god, uită-te și tu, bă. Ok, hai, Mariusica, du-te tu primul, că dacă mă duc mie că mă omori. Ok, băi, mă omorâse. Gata, calmați-vă. Bun, ați dat și voi pe buton, hai. Deci labirintul de cactus, care, mamă, e greu rău labirintul ăsta de cactus. Am ales un nivel foarte greu, într-adevăr. Bă, ce e ăsta? Bă, faci mișto? Ce, bă, nivelul ăsta? Bă, ce, poate cineva să-mi explice și mie ce e chestia asta? Doamne, și asta ce că e hard, ia. Stai așa că ăsta e hard, prieteni. E mai hard acest nivel. Bă, da, mulțumesc foarte mult. Ok. Cine m-a omorât, Ana, zi repede? Sau Mariusica? Părâți-vă unul Mariusica, Ana. Ia, uite, bă, ce-mi zic, am înțeles, bun. Bă, cum ar trebui să supraviețuim pe aici? Oare pe aici trebuie să... Ok. Bă, eu am găsit calea spre victorie. Nu o să vă zic pe unde am luat-o, că sunt prea profesionist. Ok, bă, vezi că...
Bă, a fost prea ușor, mă, asta, deci chiar a fost super ușor. Mamă, și pe aici, așa, și gata! Mariusica are două inimi, nu cred că are, bă, două inimi. Cred că ți-a țin mai multe hituri să-l bați, gen. Pentru că câteodată nu dai damage, gen, cu pumnul, nu e corect. Bă, aia este. Deci, avem așa, clasamentul după primele 3 nivele. Sună ceva de genul ăsta. Mariusica cu 18 deturi. Ana Banana cu 16 și eu cu 7. Așa că eu zic că stăm destul de bine. Momentan, Mariusica cu Ana se bat să facem echipă să fie egalitate. Bă, bă, stați-mă așa un pic. Gândiți-vă că nu facem concurs cine are mai puține. Facem gen cine are mai multe deturi, ăla e mai noob. Așa că eu m-aș bate gen să iasă unul dintre voi, că degeaba dați pe mine. Că pe mine trebuie să mă omorâți de 100.000 de ori. Hai să mergem la asta cu magma. Vreți la asta cu magma? Pare interesant. Hai să mergem pe asta următorul. Complet random. Ia să vedem. Begin. Și... A, deci practic e un parcurs de-ai cu magma. Deci trebuie să ținem shift apăsat. Da, bine. A, că ne omorăm toți unul pe altul. Ok. Mariusica, Ana, ăștia se părăsc unul pe altul. M-am văzut un chest când am căzut. Ce e chestul ăsta de aici de jos? Mă, Mariusica, ea pleacă. Mamă, mi-am scos. Cred că am scos și eu shift-ul și am murit aiurea. Ok, cred că am murit aiurea acolo. Bun, e ok. Încă suntem bine cu scorul. Îmi mai moare vocea. Ce se întâmplă, mă, în chestul ăsta? L-ați făcut gata? A, bă, că e ușor, îl fac și eu doar așa la mișto ca să-l fac. Ia uite, easy. Ce m-a omorât la spawn? Eu nu. Eu eram la nivel. Deci eu nu. Luca m-a omorât. Nu te-am omorât. Nu. Ba, nu. A, nu tu, Mariusica. A, deci Mariusica a încălcat regula de aură cu omorâtul la spawn. Mariusica, dacă te... Ia uite-l ce face. Wow. Deci stă acolo și ne ține să ne omoare, bro. Wow, ce urât, nu pot să cred, bro. Ok, nu pot să sar acolo, am încercat să iau o scurtătură, dar nu se poate. Echipă, păi hai să dăm pe Mariusica să iasă el cu cele mai multe deturi atunci că deja mamă, ce m-am dus. Bă, deci nu se poate, bă, frate, stai așa un pic. Bă, dar, Ana, dacă vii tu așa direct, gen... Știi că puteai să vii direct, aparent. Doamne, bă. Ok, sărim așa frumos. Ia, vezi că a terminat nivelul, ia uite. Vezi că vine să ne omoare spate. Oh my god, treci, bravo, Ana. Hai înapoi, vină cu ace. Hai înapoi, mamă. Uite, pleacă-mă de aici. Iar a murit. Ok, bă, pot să sar. Mamă, îl fac invers parcurul, ești nebun. Mariusica, pentru că ai omorât-o pe Ana la spawn, te-am omorât și eu odată, gata. Gata, suntem kit acum, că te-am omorât și eu odată. L-am omorât și eu odată pe Mariusica la spawn. Nu e corect? Ba da, e corect că tu ai omorât toată la spawn și eu am omorât și eu. Trișați? Păi și tu ai trișat. Bă, dar ce se întâmplă cu... Mamă, îmi scapă shift-ul și mă duc în cap acolo. Hai să facem și nivelul ăsta ultimul, să vedem care este faza cu el, mă mănâncă nasul. Deci până acum Mariusica are 22 de deturi. Dar, bă, n-ai ce zice Mariusica, și tu ai trișat, adică normal că am făcut echipă pe tine dacă triși. Bă, dar ce se întâmplă de mă arunc așa? Cine sunt? Zici că sunt în Super Mario, mă, Doamne ferește, am jump boost, ce se întâmplă? Deci am sărit de podaia, m-am dus de, nu mai știam de mine, ești nebun? Doamne, hai bă, ia uite ce ușor e. Bă, aoleo, am ținut shift-ul apăsat, bro, Ana, vezi? Ia, ce să mai vadă și Ana, stai așa că să mai încerc și eu încă o dată, să vedem aici, bă, n-ai cum, bă, așa ceva, hai, deci vă rog eu, mă, lăsați-mă și pe mine, uite, deci tu ce a fost săritul, mamă, ce era să fac, bă, stai așa că am o idee malefică, stai așa un pic, oh my god, uite că a terminat, ok, nu mai am o idee malefică, ok, eu de pe Mariusica, ce mă, Mariusica, ai încercat ceva, n-am încercat nimic, gata, a făcut și Mariusica nivelul ăsta, a murit și eu încă o dată, aie, la nivelul ăsta efectiv, bă, n-am putut, bă, la ăsta ultimul, n-am putut să fac nimic, dar l-a făcut Mariusica, bă, hai să vedem, 23 cu 20 cu 18, deci chiar am făcut multe deturi la nivelul ăsta. Bă, stai cablul de la calculator. Doamne ferește, bun. Hai să vedem, deci mai avem, ce nivele mai avem? Spherical weights, height, pardon, nu weights. Deci sunt din astea înălțimi în formă de sferă. Mai avem ăsta, dar ăsta e hard. Ok, pe ăsta l-am făcut, pe ăsta așa. A, tree hopping, hai cu copaci, hai la copaci, că ăsta e mai de nubi, așa cum suntem noi. Hai să vedem cu copaci, dăm begin. Hai, ăsta trebuie să fie ușor, trebuie să sărim de pe copac, se pare. Mama, am căzut din prima. Ci că ăsta e ușor, hai că am murit. Bun, deci eu mă grăbesc super rău și deja am început să fac deturi foarte, foarte multe. Și nu prea-mi place ce se întâmplă aici, că... Încep să fac deturi, că nu vreau să ies eu cel mai noob. Bă, da, uite-l, bă, frate. L-am omorât și eu. Dacă a sărit pe mine.
Gata, nu vă mai omorez, vă rog frumos, calmați-vă, aveți puțină decență, oameni buni. De ce ai omorât-o pe... Mamă, ia uite pe ăștia ce se omoară. Ha, trei pumni. Doamne, bă, dar Mariusica, ia, bă, chiar sunt curios, să intrați pe clipul lui Mariusica să vedeți dacă are mai multe vieți. Deci chiar sunt foarte curios dacă Mariusica cumva are mai multe vieți și ne minte pe noi sau ce se întâmplă, dar am făcut primul nivel, sunt prea bun. Bă, ar trebui să, trebuie să ținem cont de cine face mai multe nivele, gen. Asta cred că era tare. Și gen, dacă faci un de la pe hard să ai mai multe puncte, cred că era mai tare dacă făceam așa, dar ne-am gândit la asta. Ok, venim așa frumos. Cum fac, mă, săritura asta? Uite așa, bana. Echipă, nu ne omorăm. Mariusica a rămas pe jos pe acolo, nu știu dacă mai pot să mai urce, sincer. Ok. Bă, eu zic că ne descurcăm destul de bine. Adică am făcut chiar foarte multe nivele din această hartă. Vorba aia, ia. Care e vorba aia, Ana? Zine vorba. Ia, respect pentru munca depusă. Bă, e o vorbă foarte legendară asta. Trebuie să respectați munca depusă și să vă abonați și să dați like la toată lumea, la toți trei, pentru că toți depunem muncă. Frumoasă hartă. Bă, chiar e mișto harta, n-am ce zice, chiar e super interesantă. Da, e foarte interesant când îmi dă Mariusica un pumn, când dau un pumn la monitorul ăsta dacă mai dă Mariusica un pumn. Gata, m-ai răzbunat, Mariusica, sunt cu ochii pe tine. Bă, pe tine sunt, pe tine, hai, eu te las, nu dau în tine că nu sunt. Eu sunt mai... Wow! Wow, deci efectiv i-am spus că nu dau pe el și așa și m-a omorât la prima ocazie. No, no, știi ceva? Mariusica, ești banat. Deci dacă te mai prind odată, ești rip. Efectiv, am făcut MLG de la chief cu mana. Mamă, deci ești rip, Mariusica. Dacă te mai prind odată, deci nu mai, gata. Pentru chestia asta a intrat pe lista neagră pentru mine, Mariusica. Deci efectiv i-am spus, bă, nu dau pe tine, Mariusica. Și efectiv, la prima ocazie, cum a văzut, mi-a dat pumn. Ok, Mariusica, ok. Stai așa un pic, că mai jucăm noi un nivel măcar după ăsta. Și dacă nu te prind aici și tot te rezolv eu. Ia uite la acolo unde a rămas ultimul, ca nubu. Uite, nu mă lasă. Păi, Mariusica acum vrea să ne facă cât mai multe deturi, care cele mai multe și nu vrea să piardă. Să fie cel mai noob, ia. Yes, you need to jump, ia uzi. Hai să sărim. Ia și... Mamă, sper că e bine. Oh my god, și bine. Let's go. Mamă, ce se întâmplă, mă, aici? Oh my god, faci mișto de mine. Nu pot să cred. Nu s-a terminat nivelul? Oh my god. Bun, să vedeți că mai încolo se continuă în Nether, atâta vă zic. Se continuă în Nether nivelul, atâta vă zic. Doamne ferește. Bă, păi asta e insane de greu, ești nebun? Adică dacă faci cea mai mică greșeală pe aici, bă, ești nebun? Ok, o să merg așa pentru că mi-e frică. Uite magmă. Bă, fix ce ziceam, că o să merg cu shift-ul. Ok, și ce ar trebui să mai facem? Mamă, asta e gen respect pentru munca depus aici. Ok, respect. Respect pentru munca depusă. Și ce trebuie să fac eu aici? Să sar până acolo? Mamă, respect pentru munca depusă. Oh my god, am făcut cel mai insane. Deci asta cred că e cel mai greu nivel din toate. Gen, poate să ziceți că sunt nebun, dar a fost foarte, foarte lung nivelul ăsta. Gen, fără niciun mișto, nu mă așteptam să fie atât de lung. Eu zic să mai încercăm unul și gata. Pentru că deja ne-am jucat destul de mult și cred că Mariusica are 30 de deturi. Eu zic să mai încercăm unul. Ce ziceți? Mamă, s-a dus Ana direct. Hai să-l încercăm pe ăsta. Vedem care e faza cu... arată interesant, n-o să vă mint. E primul nivel unde are geamuri din astea, să vezi ce se întâmplă pe acolo. Bun, hai să vedem. Deci trebuie să sărim pe cercuri, pe sfere. Gen, m-a omorât la spawn, m-a omorât... Wow, Ana, gata, i-am dat și eu pumn. Dar lasă, Mariusica, că nici pe tine nu te scap. Gen. Stai liniște, Mariusica, că... Ba, nu. Bă, nu știu, dar Mariusica mi-a zis că l-ai omorât la spawn și a și spamat, deci părea destul de credibil că chiar l-ai omorât la spawn. Finish the trial, l-am făcut eu primul nivel, dacă vă interesează, prietenii mei. Puteți veni în continuare să ne jucăm pe aici. Hai, bă, că e prea ușor și pe mine. Ba, nu știu ce treabă aveți voi, eu o să termin nivelul. Am cele mai puține deturi, sunt cel mai profesionist din tot grupul de 3 persoane. Care a căzut pe aici, că am auzit pe cineva care cădea. Ok, hai să venim așa. Uite și un chest. Vreau și să deschid chestul ăsta, se poate? Ia. Nice. Am luat unda asta de aur. Ok, bun. Sărim și noi aici. Frumos. Bă, nu știu cum vă descurcați voi, dar la mine e destul de... Bă, ești nebun. La mine e destul de... Era revanșa. Doamne. Mă, ăștia se omoară la spawn. Când am zis că nu ne omoră la spawn și ei vor revanșa după aia. Ok. Ia, ce e aici? Bă, ești nebun? Stai că se întâmplă ceva aici.
Ia stai aici, e o cameră secretă. Bro, am găsit aici, mamă, am găsit o cameră secretă, prieteni. Dar, mamă, nu-mi zic că nu mai pot să mai... Mamă, ok. Finish the trial, gata. Eu am găsit și o cameră top secretă de care nu trebuie să știe lumea, pentru că era plină cu comment blocuri, deci, mamă. Deci sunt și developer la hartă, gen, pentru că eu știu chestii secrete și voi nu. Da, deci momentan suntem destul de... de ok, pot spune. Bun. Bă, cred că am terminat, gen, sau? N-am terminat. Bă, nu pot să cred. A, ba nu, e bine, e bine pe aici. E foarte bine. Ok, venim așa. Am căzut Spark și eu. Bă, ce faceți, mă? Vă mai omorâți la spawn sau ce faceți? Unde-i mă, Ana? Stai că eu nu prea mai fost atent la voi, că eu m-am uitat numai la nivel, sincer. Ia, a căzut și Marisica în apă. Ok, nu am căzut. A, deci Ana e cam rip. Lasă că vă fac eu nivelul, că sunt prea bun la parcurs. Dacă cad aici, spar monitorul, gata. Woo! Finish the trial. Gata, am făcut și asta. Mă omoră Mariusica aici, că mamă. Mariusica, când te-i prinde eu odată. Deci, oficial, Mariusica e și cel mai noob cu 37 de deturi. Mariusica e noob, dar am două din astea. Păi și eu am unul și ce, dacă nu contează alea. Bun, deci, fraților, spuneți-ne cine a fost cel mai noob de aici, dacă Mariusica chiar merită să fie cel mai noob sau nu. V-am pupat și eu și Ana și cred că o să ne auzim și noi pe data viitoare. Pa, pa!